fim împreună la începutul sabatului, să primim sabatul și să-l celebrăm în acest loc. Avem convingerea că rugăciunile noastre spre Dumnezeu vor fi ascultate și va fi prezent în această seară împreună cu noi în acest loc. Vă doresc tuturor un sabat binecuvântat și aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre programul acestui sabat special. Îl avem împreună cu noi pe fratele pastor Nicu Butoiu. În acest sabat ne va prezenta un ciclu de 4 prelegeri. În această seară vom asculta A pierde și a fi pierdut. Aceste 4 fac parte dintr-un ciclu, au continuitate, de aceea vă invit să participați la fiecare dintre acestea. Mâine dimineață, la ora 9, repet, la ora 9, va fi a doua prezentare cu numele Misiunea lui Isus, de la 9 până la 9:40. A treia prezentare va fi mâine dimineață la ora 11, se numește Fruntea lui Ozia. Iar mâine după masă, la ora 6, vom asculta finalul acestui ciclu intitulat Cap de linie. Așadar, acesta este programul pentru acest sabat și sunteți bineveniți, sunteți invitați și așteptați în acest loc să ne închinăm împreună lui Dumnezeu. Pentru minutele care urmează, vă invit să lăsăm ca toate gândurile noastre, toate grijile să dispară. Lăsați inima să vibreze în prezența Duhului Sfânt și să avem cu toții o închinare binecuvântată în această seară. Domnul fie lăudat. Amin. Amin. Bună seara! Sabat fericit! Mă bucur să facem un nou popas la porțile odihnei. Să ne întâlnim cu Cel care a spus, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Pentru începerea serviciului divin din seara aceasta, vom cânta cântarea, imnul numărul 597, Dispară griji lumești. Aproapele. Nu sânger de nimic din ce n-am eu, mă doare însă ce-ți lipsește ție. Eu știu să-mi fie rău, să-mi fie greu, dar n-aș fi vrut și altor să le fie. M-aș așeza la urmă, nu m-aș băga în față, dacă ar fi pe rând salvare să se dea. Ceva de nu știu unde, așa parcă mă învață, să nu mai fie nimeni rămas în urma mea. Treci tu înainte, ți se cuvine, eu după tine-s mult mai liniștit
Și dacă îți pare greu ceea ce vine, e amândoi deodată de pornit. Căci nu-s puse medalii la împărțire, ci unul celuilalt de dat iubire. Să ne rugăm. Mulțumim, Doamne, mulțumim că ne chem chiar acolo să iubim pe aproapele parcă mai mult decât pe mine. Îți mulțumim, Tatăl nostru, ce frumos și ce bun ești! Tu ne duci la stânca unde nu putem să ajungem, dar este așa de frumos, ar fi atât de frumos pământul și viața noastră și casa noastră și vecinătatea noastră. Doamne, ajută-ne, pune în noi acest soi de dragoste, de dragoste să ne dăm cămașa până la sacrificiu, că altfel nu e frumos. Știm că vei face lucrul ăsta în noi, vei lucra Tu, pentru că omenește nu este posibil, dar credem, Doamne, lucrul ăsta și Îți mulțumim în numele Fiului Tău. Amin. Amin. Dragii mei, trebuie să ne bucurăm în această seară că am făcut o favoare propriei noastre vieți prin faptul că suntem prezenți într-un loc acesta sau în fața unui ecran, acum sau altă dată, în sensul că, așa cum am ascultat versurile dinainte, avem mare bucurie să favorizăm pe cineva, însă nu vom putea face lucrul acesta cu adevărat decât dacă mai întâi și mai întâi vom face lucrul acesta cu propria noastră ființă. Noi ne-am cam ferit de expresia asta să te iubești pe tine însuți, ăsta egoism, frățioare, și nici n-am știut bine cum să gestionăm treaba aceasta, pentru că să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, dar am trecut repede la partea a doua, că prima parcă nu stă bine. Ia stai puțin, am zis, stai puțin. Doamne, ce vrei să ne înveți cu treaba asta? Cum adică, ce înseamnă să mă iubesc pe mine? Să fiu un narcisist, să mă uit în oglindă sau în luciu apei, să mă îndrăgostesc de mine? Să încep să mă laud printre... Ce înseamnă treaba asta să mă iubesc pe mine însumi? Păi iată ce înseamnă. În primul rând, să-ți spui ție însuți adevărul. Aceasta înseamnă. Nu să te minți. Nu să te înșeli. Este una din cele mai greu rezistibile ispite, aceea de a te minți pe tine însuți, de a te duce cu vorba, de a-ți abate atenția în altă parte, de a spune că nu e chiar așa de grav, să vezi încet, încet, pe tine însuți. Ești dator față de tine cu adevărul. Asta înseamnă să te iubești pe tine însuți. Ești dator să respecti viața ta, nu ca fiind proprietatea ta, ci ca fiind darul lui Dumnezeu. Și cu darul lui Dumnezeu te comporți altfel. Așa că am făcut un gest de dragoste de sine, aducând ființa aceasta în locul acesta. Nu e adevărat că sunt niște episoade în viață în care, de care ne-a fost rușine. Într-o situație oarecare, când am fost ajutați, am fost scăpați dintr-o grozăvie, cine știe ce fel, sau poate chiar de la moarte, și noi eram îngrijorați, aoleu, nu-mi găsesc briceagul, unde o fi, am pierdut briceagul, stai, frate, că era să-ți pierzi capul, dar ne interesează un nimic, ceva care s-a, o întreagă slujbă de la biserică, a făcut mult bine sufletul nostru, oh, da, ai auzit, a fost o vorbă acolo, a fost ceva, pierdem din atenție ceea ce este central, pentru ceva periferic, pentru un lucru de nimic, parcă e cineva care ne atrage atenția la tot felul de iepuri, e diavolului care îți țâșneți ca să ne abată de la ținta aceasta. Chiar e uimitor în Scriptură cum oameni ca noi au gândit ca noi. Doamne, la înviere, a cui nevastă o să fie? Asta e problema. A cui nevastă? Învierea? Nici nu am amintit de ea. Învierea ca și când... Nevasta cuiva, asta e important să știm. Chiar așa? Învierea din morți?
care este un spectacol cosmic, implică pe Dumnezeu. Aceasta nu, despre asta nu ai nimic de spus, dar te interesează a cărui nevastă o să fie. Asta trebuie rezolvată neapărat. Astăzi mergem printre oameni și au tot felul de neînțelesuri și de probleme, tocmai în dreptul lui Dumnezeu. În rest, toate sunt înțelese. Absolut totul, toată știința, toată credința, toată informația, în afară de Dumnezeu. Acolo sunt ceva probleme neînțelese. E vremea să facem ce scrie în Scriptură. Când eram copil, gândeam ca un copil, dar acum, odată ce m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Stau toți ucenicii lângă Domnul acolo și unul dintre ei care e meșter la prețuri, știe precis ce preț ar fi avut mirul, dar nu știe prețul celui miruit. Pe asta nu știe nimic. E ca și când nu costă nimic. E ca și când prețul mirului acestuia, turnat pe capul celui miruit, este o risipă. Este o pierdere. Este nimic. Ce să fie mirul acesta în comparație cu cel despre care era vorba acolo? Riscăm în viață să ne concentrăm asupra unor aspecte. Fie o vorbă care ne-a zis-o cineva, fie un necaz care am pățit, o pierdere sau o boală, o suferință, și riscăm să rămânem acolo. Nu mai plecăm mai departe. Viața trece, trenul vieții se tot duce, mintea noastră rămâne blocată undeva acolo. Cunoaștem o persoană cu întregul vieții ei, un anume episod din viață ne-a sărit în ochi odată, acolo am rămas pentru totdeauna. Da, lucrul acesta din nefericire se poate transfera în relația noastră cu Dumnezeu. Ce facem noi aici s-a numit predică în seara aceasta. Citeam cum înțelegea Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, ce înțelege el dintr-o predică? Zice, o predică nu este un discurs despre problemele zilei. Astea sunt chestiuni sociale. O predică nu este o expunere a inteligenței vorbitorului. O predică nu este artă. Chiar am văzut arta de a predica. Poate să fie arta de a tăia lemne, dar arta de a predica, aici nu e vorba de niciun fel de artă. Bonhoeffer spune, predicarea este un om sub influența lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu vorbește altor oameni. Cu sau fără știrea lui, aceasta înseamnă predicare. Și noi suntem în seara aceasta aici. Și noi avem ocazia, când asistăm la așa ceva, noi avem ocazia să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, te rog, ocupă-te de problema asta mea care mă frământă pe mine în mod special. Și cu sau fără știrea celui de de cel mai multe ori fără, vom primi răspunsul acesta de la Dumnezeu. Dar pentru că toți suntem în domeniul diverselor valori pe care le-am pus noi peste anumite lucruri, aș vrea să ne așezăm într-o situație unică de viață, dar care este foarte posibilă. Să zicem că un sol de la Dumnezeu îți spune că îți va fi luat absolut tot ce ai. Inclusiv viața ta, inclusiv familia, absolut tot ce ai îți va fi luat. Ezechiel spune, fiul omului îți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi. Absolut totul îți va fi luat. Și ți se dă, din partea lui Dumnezeu, permisiunea să reții un singur lucru. Din tot ce ești și tot ce ai, poți să reții un singur lucru. Care e acel singur lucru pe care l-ai reține și pe care îi spune lui Dumnezeu orice să-mi fie luat, dar acesta nu? Dacă trebuie să rețin un singur lucru dintre toate, cel pe care îl rețin este acesta. Să-mi fie lăsat lucrul acesta. Nu e cazul să răspundeți cu voce tare, dar este cazul să rămânem o clipă în prezența lui Dumnezeu lucid, foarte lucid și să spunem. Sigur, nu-i se pare fantastic așa ceva, să vine cineva să spună că absolut tot ți se va lua. Nu e deloc fantastic. Oamenii lui Dumnezeu au trecut pe aici. De multe ori au fost reduși la zero. De foarte multe ori. Adică nu mai departe de
omul de încredere al lui Dumnezeu, Iov, omului acestuia a fost luat absolut tot. Absolut tot. Dacă credeți că i-a mai rămas ceva, spuneți. Dar s-a dus tot. S-a dus copiii. Soția nu mai este un ajutor potrivit, este un ispititor de acum. S-a dus proprietatea, tot ce a avut, absolut tot. Totul n-a rămas nimic. S-a dus reputația lui. A ajuns de batjocură. Îl pus în folclor. Este pe o grămadă de gunoi, este plin de bube, se scarpină. Slujitorii își bat joc de el. Dar n-a rămas nimic. Poate sufletește să-i fi rămas ceva. Ce să rămână sufletește când el spune: noaptea sunt îngrozit cu vedenii cumplite, am coșmaruri groaznice. Când vine seara, zic, of, Doamne, când o veni dimineața înapoi. Când vine dimineața, zic, of, Doamne, când o veni seara. Am parte de luni de durere, spune el. Dar n-a rămas nimic, nimic. Poate prietenii până la urmă. Care prieten? Care prieten? Și te vezi că n-ai prieten. Bucură-te că n-ai. Uneori e mai bine fără ei decât cu ei. În anumite situații, sigur că da. Dacă ție ți s-ar spune acest lucru, și te rog să te gândești foarte serios. Începând cu propria ființă, cu copiii tăi, cu familia, cu tot ce ești și ai sub ceruri. Tot ce ai făcut și tot ce visezi să faci. Care ar fi acel unic lucru pe care tu îl ai cere de la Dumnezeu să nu fie atins? După ce am dat răspunsul acesta, vom merge în Evanghelia după Matei și vom descoperi aici care este suprema valoare a unei ființe umane care ar trebui selectată primordial, fără ezitare, din tot ce însemnează viața ta sau a mea pe pământul ăsta. Fără să stăm mult să ne gândim. Nu avem de ce să ne gândim prea mult. În versetul 26. Suntem în Matei 16 cu 26. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sufletul însemnează ce? Zice stare. Credința. Credința. Asta înseamnă suflet. În momentul când nu mai este credința, sufletul a dispărut. Omul este mort. Ce ar folosi unui om să nu piardă nimic și să le câștige pe toate dacă omul așa a pierdut credința, sărmanul? La ce i-ar folosi toate aceste lucruri? Și continuă Mântuitorul, sau ce ar da un om în schimb? Uite, nu mai am credință, dar dau anumite în schimb. Ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Nu există schimb. Ați observat că Mântuitorul îi spune lui Petru: Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul. Eu m-am rugat pentru tine să-ți fie scăpat un singur lucru. Care e acela? Credința ta. Reputația între frați s-a dus. Ei nici n-aveau de gând să-l cheme la întâlnirea cu Iisus. El nici nu mai era membru. Între oameni, nici n-a mai fost vreodată, pentru că el umbla cu Galileanul. Imaginea lui în propriul lui ochi, praf. Dacă poate să moară, și-o dorește foarte mult. Și-o dorește, dorea, scrie în Biblie. Nu era frică de moarte, nu se apăra împotriva morții, dorea să moară. Unul ca mine, nu pot să mai trăiesc, nu pot să trec peste așa ceva. Asta era imaginea de sine a lui. Dar cine vrea să-mi spună, a avut același păcat și Iuda și Petru, cine vrea să-mi spună care a fost păcatul lor? Luați-i pe rând, vă rog, indiferent în ce ordine. Care a fost păcatul comun al acestor doi?
nu s-au cunoscut pe înșiși, nimeni nu, nici noi nu ne cunoaștem, Dumnezeu ne cunoaște. Așa, îmi cunosc în parte și eu despre mine. Un împărat când îi spune Domnul însuși, uite ce ai să faci, spune Domnul, nu pot să fiu o câine ăsta să fac așa ceva. Adică eu sunt rău, dar nici chiar așa câine nu cred că aș fi. Și era, dar el nu știa. Dar care a fost păcatul comun al acestor doi, al lui Petru și al lui Iuda? Păcatul lor comun. Cum? Spunea că nu-l cunoaște? Care a fost păcatul lui Iuda? Reparăm să o luăm acum. Care a fost păcatul lui Iuda? Haideți că toată lumea l-a picat la... Era trădător, nu? Deci pentru că... Care a fost păcatul lui? A vândut pe Iisus. Pentru ce era? Iuda era trădător, dar pentru ce era? Tot trădător și asta. Da. Unul pe bani și al doilea pentru? Pentru piele, dacă ați citit undeva versetul ăsta. Capitolul 1 din Iov zice, omul dă totul pentru pielea lui. Asta e teoria satanică. Dă totul pentru pielea lui. Deci, dar eu vreau să vă spun că aceste lucruri au fost, de fapt, efectul păcatului. Nu, acesta este păcatul. Noi, de obicei, lucrăm la frunze. Rar ne vom apropia de rădăcina problemei. Păcatul este unul singur, este păcat, din el derivă păcatele. Păcatul este unul singur și anume necredința. Mântuitorul vorbește de lucrarea Duhului Sfânt și spune, când va veni Duhul Sfânt, va deveni lumea vinovată în ce privește păcatul, și rea în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred, ei nu-L cred pe Dumnezeu. Amândoi, și Iuda și Petru, au același păcat. Același păcat ne paște pe noi toți. Tot ce am făcut bine pe pământ și rău pe pământ este legat de acest un singur punct numit credință. Toate răutățile din viața noastră se întorc aici, de undeva. Cine vrea să-mi spună unde a căzut Iuda? Care a fost păcatul lui, în care a căzut el, fiindcă trădarea lui Iisus de mai târziu a fost rodul, a fost urmarea, nu e bine să zicem rod înseamnă cumva pozitiv, care a fost originea acestei vânzări lui Iisus? Necredința. Foarte bine. Unde ați văzut episodul ăsta? Iuda avea o anumită concepție despre împărăția lui Dumnezeu. Asta era concepția care învățase el la biserică, la școala de sabat. El a fost tot cu noi, că el ținea tot sabatul. A învățat la școala de sabat, a învățat de la preoți, de la toți. Avea o anumită concepție despre împărăția cerurilor. Și cu această concepție a decis el să devină ucenicul lui Iisus, bazat pe această concepție. Avem impresia că nu contează atât de mult ce credem despre un lucru sau altul. Să vedem. Când ajungem în fața lui Iisus, care este primul lucru cu care îl confruntă Iisus? Spus foarte bine. Natura împărăției. Iisus îi spune, hei, tinerelule, ce crezi tu despre împărăția lui Dumnezeu nu există. Tu te duci undeva unde nu există țara asta pe care o cauți tu. Împărăția lui Dumnezeu nu este ce crezi tu, putere și avere și stăpânire și strălucire de felul ăsta. Știi ce e împărăția lui Dumnezeu? Vulpile au vizuit păsările cerului, fiul omului n-are unde să-și plece capul. Eu n-am venit să mi se servească, eu am venit să servesc. Asta e împărăția cerurilor. O confruntare frontală între concepția lui Iuda despre natura împărăției și adevărul, așa cum era în Iisus. Care a fost rezultatul acestei confruntări? În încleștarea dintre părerea sau convingerile noastre personale și adevărul lui Dumnezeu, în încleștarea aceasta, una din două trebuie să moară. Iuda s-a încleștat cu Iisus cu privire la natura împărăției lui Dumnezeu. El credea că împărăția este pământească, Israel va stăpâni pământul și așa mai departe. Pe baza asta a devenit el ucenicul lui Iisus. Este confruntat de Iisus cu adevărul despre împărăție. Care este rezultatul? Iuda nu crede așa ceva. Iuda nu crede așa ceva. Ați înțeles de ce știe el care este prețul unui litru de mir, dar nu știe care este prețul celui miruit? Păi normal, dacă ai la temelia vieții tale această concepție despre împărăția cerurilor, contează ce crezi despre aceste lucruri.
contează imens. Imens. Tot ce a făcut el în viață, toți pașii lui greșiți care au culminat cu vânzarea Fiului lui Dumnezeu, s-au datorat acestei concepții a lui despre împărăția cerurilor. Nu se potrivea deloc. De asta stârnea scandaluri printre frați, la comitete, la întâlniri, arunca vorbe și începeau scandaluri. Cine este cel mai mare era opera lui. Totdeauna din cauza acestei concepții despre împărăția lui Dumnezeu. El refuză să primească adevărul de la Iisus. Nu poate să fie așa, zis. N-are cum. Nu stă în picioare. Care e păcatul lui Petru acum? V-am spus că a fost același. Adică e vorba tot de necredință. Aici știți. Aici știți pentru că am avut un exemplu înainte și aici doar îl luați și îl aplicați și gata, a luat notă maximă. Care a fost păcatul lui Petru? A fost și el confruntat de Iisus? Da, sigur că da. În ce domeniu? Cu privire la împărăția cerurilor? Nu. Nu. El este convins. El este acela care rostește fraza de temelie a credinței creștine. Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Pe această stâncă voi zidi biserica mea. Pe afirmația, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Dacă această afirmație este luată din biserică, din biserica creștină, ea rămâne un simplu club de oameni. El nu este confruntat aici cu privire la natura împărăției, nu este confruntat cu privire la cine este Iisus și lucrarea lui. Duhul Sfânt i-a descoperit aceste lucruri, le-a primit, le-a înțeles. Are însă o altă problemă el. Nu, el tocmai că nu zice că nu sunt vrednic, el zice că ar fi chiar cel mai vrednic dintre toți, zice el că ar fi. Care e problema lui? S-a împotrivit de a lăsa pe Iisus să meargă la moarte. Ceea ce vine tot dintr-o problemă. Care e problema cu care este confruntat el de către Iisus? Unde se tamponează Petru cu Iisus și unde Petru refuză să creadă, întoarce spatele lui Iisus și el pleacă tot cu ce crede el de acolo. Iisus îi spune, nu este așa ce ai spus. El spune, așa este. Care este domeniul? Nu se cunoștea pe el. Foarte bine ați răspuns. Deci în ce domeniu este? Sigur. Al naturii lui umane. Ce crede el despre sine? El crede că niciun ucenic nu se ridică la înălțimea lui. Asta e convingerea lui. Ce știe Iisus despre el? Că niciun ucenic nu o să facă beleaua pe care o faci în seara asta. Acestea două se tamponează? Crede Petru sau nu? Nu. Eu nu știu eu cine sunt. Păi eu sunt gata să merg cu tine și în temniță și la moarte. Și refuză. Atenție, suntem în sală și a treia oară jură Petru și înjură că n-a văzut pe Iisus în viața lui și nu știe cine este. În clipa când a treia oară face lucrul ăsta, cântă cocoșul. În clipa în care cântă cocoșul, el își aduce aminte de tamponarea aceasta puternică cu Iisus cu privire la adevărul despre El. Uite, eu spun eu cine ești. Nu te trimit în iad pentru cine ești. Dar tu trebuie să știi cine ești ca să știi ce motiv ai să mergi la doctor. Dacă nu știi cine ești, n-ai să mergi la doctor niciodată. Când cântă cocoșul, el își aduce aminte de cuvintele lui Iisus. Ce se întâmplă în clipa aceea între el și Iisus? Iisus se uită la el. Privirea lui Iisus îl întreabă ceva. Ce îl întreabă pe Petru? A fost adevărat ce ți-am spus eu? Ce spune Petru? A fost adevărat, Doamne. El nu continuă să se împotrivească. Nu. El pleacă, el spune, zice, mi-e scârbă de mine. Dacă sunt acest trădător, deci ăsta sunt eu. Și pleacă de acolo, plânge cu amar și vrea să sfârșească viața. Sigur că și tu ai anumite concepții despre împărăția lui Dumnezeu. Nici o problemă. Poate că ești hindus, creștin, secular, ateu. Ai o anumită părere. Întrebarea lui Dumnezeu nu este privitoare la calitatea părerii tale despre împărăția lui Dumnezeu sau despre viață sau despre moarte. Întrebarea lui Dumnezeu este aceasta. Ai fi dispus să stăm de vorbă pe tema aceasta? Ai fi dispus să stăm de vorbă.
Ai fi dispus să supui părerea ta în lumina adevărului etern care e Dumnezeu. Dacă vrei să stăm de vorbă, atunci vom sta de vorbă. Dacă nu, dacă ești așa de sigur pe tine, dacă nu ai nimic de învățat nici chiar de la Dumnezeu, atunci sigur că vei pleca mai departe. Problema credinței este cea pe care o va căuta Iisus la venirea Lui. Când va veni Fiul omului, acest lucru, El nu va căuta. Va găsi El credință pe pământ. Ce însemnează acest fel de credință? Cei mai mulți dintre noi îl tratăm pe Dumnezeu ca un idol care ne ajută. Un fel de roboțel de casă. Sunt roboți din ăștia de bucătărie, câte se pricepe ăștia să facă. E ceva de la pâine până la spală vase, face de toate. Dumnezeu este un fel de robot pentru noi și cum avem încredere într-o mașinărie, așa avem încredere în El, că ne ajută. Dar în momentul în care lucrurile încep să meargă altfel, de acolo apare dezacordul acesta. Aceasta nu este credința. Când ai cerut de la Dumnezeu ceva și ți-a dat, când te-a ascultat, aceasta nu este credință. Aceasta este o reacție naturală, firească, a unui om căruia cineva i-a făcut un bine. L-am întrebat pe băiatul ăsta care a jurat de Dumnezeu în căruță, măi, nu ți-a făcut Dumnezeu niciun bine niciodată? Ba da, a zis el, i-a fost rușine că înjura. Păi atunci n-ai de ce să-l înjuri dacă zici că ți-a făcut bine. Aceasta nu este credință. Când Dumnezeu îți face bine și tu spui mulțumesc. Ar fi o nesimțire să nu zici mulțumesc. Credință este atunci când nu mai este nicio nădejde de nădăjduit și tu continui să nădăjduiești. Când Biblia spune, dacă Dumnezeu e de partea noastră, cine poate fi împotriva noastră? Nu, asta e una. Și alta este când chiar Dumnezeu. Când Iov trece pe unde trece, el este convins că e mâna lui Dumnezeu. El nu vorbește cu diavolul. El vorbește cu Dumnezeu și el spune, tu mi-ai pustit casa. Și cum sfârșește el, care e relația lui cu Dumnezeu, care luptă împotriva lui și care i-a făcut atâta rău și atâta durere încât își caută ascunzătoarea în mormânt? Credința lui nu numai că supraviețuiește, dar triumfă. Mi s-au întâmplat toate aceste lucruri. El mi le-a făcut toate astea. Dumnezeu m-a lăsat de întregup aici. Dumnezeu putea să mă scape. Dumnezeu putea... Cum de n-a păzit pe copiii mei? Cum de nu sunt ca în zilele când eram înainte? Și toate astea le spun el. Concluzia lui despre Dumnezeu. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Credința lui supraviețuiește chiar impactului acestuia. A crede în Dumnezeu, când e cazul să crezi în Dumnezeu, ar fi o nerușinare să nu crezi în Dumnezeu, aceea nu este credință. Credința începe de acolo, de unde Mântuitorul strigă pe cruce, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? De acolo începe. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Tânărul Daniel și cei trei prieteni, la ei se referă simbolul nostru D+3, quartet, Daniel și cei trei tineri, quartetul acesta, ei au pierdut absolut tot. Știți ceva despre părinții lui Daniel? Nu aveți ce să știți. Tot ce știm este din viața acestui tânăr, din felul cum l-au crescut. Avea în jur de 16 ani când a fost legat cu lanțuri și dus în Babilon, împreună cu prietenii lui, colegi de școală probabil că au fost. 4 băieți. Absolut tot este distrus. Familia este distrusă, casa, proprietatea și în afară de acestea toate, templul e făcut praf, deci nu rămâne nimic. Dar rămâne credința în Dumnezeu. Credința omului ăsta nu trecea nici prin familia lui, nici prin școala lui, nici prin templul lui. Absolut nu depindea de niciuna din aceste lucruri și când toate acestea au căzut, credința lui continuă să funcționeze ca și mai înainte. Ca și mai înainte. El nu este credincios pentru că sunt vremuri bune. Nu. S-a semnat decretul de moarte și el când aude, merge ca și mai înainte. Nu în sfidare, nici în vreo spaimă, ca și mai înainte își continuă viața. Credința lui nu trece prin nimic dintre valorile acestea care oscilează. Azi e bine, mâine e rău.
credința lui este ancorată de Mântuitorul. Și Dumnezeu pentru el e mai mare decât orice. Acolo se ancorează credința lui. Exact ce a spus Iisus. La predica lui Iona a venit, s-a întors un oraș întreg. Aici este unul mai mare decât Iona, mai mare decât profetul este Iisus. Profetul vorbește despre Iisus, dar el nu este Iisus. Nu Iisus își ia autoritatea de la profet, ci profetul a luat autoritatea de la Iisus ca să vorbească despre Iisus. După aceea îl spune mai mare decât Solomon, care era împăratul, mai mare decât împăratul este Iisus. Și încheie prin a afirma ceva incredibil, mai mare decât templul sunt eu. Nu Iisus a venit aici pentru templu, ci templul a fost ridicat pentru Iisus. Ce se întâmplă când îți va fi luat absolut tot, 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 tot? Nu rămâne nimic. Care este lucrul pe care ai vrea să-l păstrezi? Care vrea să supraviețuiască? Pavel spune, n-am adus nimic cu noi în lume. Așa este. Și Iov spune, gol am ieșit din pântecele mamei mele. Dar nu plecăm gol din lume. Într-adevăr că nu luăm nimic cu noi din ale lumii, dar luăm totuși ceva cu noi. Și el spune în capitolul 17, credința mea și cu mine mergem să ne odihnim în țărână. E singurul lucru pe care le-au de pe pământ. Copii, nu mai am casă, nu mai am nici. Totul s-a dus, absolut tot, tot, tot s-a dus. Un singur lucru a rămas. Credința mea și cu mine vom coborâ în țărână. Pavel spune, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Clipa plecării mele este aproape. Știu în cine am crezut. Asta e tot ce mi-a rămas. Nu mai sunt nici apostolul, nu mai sunt nici nimic pe lume, dar nu-mi poate lua nimeni credința cu care m-am ancorat în Dumnezeu. Știu în cine am crezut. Spun aceste cuvinte ca noi să înțelegem însemnătatea fără egal a credinței în viața noastră. Atâta de ușor periclităm, distrugem credința noastră cu nimicuri. Cu nimicuri. Cineva s-a uitat strâmb la adunare, cineva a zis, nu știu ce, extraordinar de sensibil, suntem ca un nerv descoperit, care cum l-a atins ceva, gata, gata, gata. Dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este credința. E de ajuns să te îmbolnăvești? E de ajuns să ți se îmbolnăvească cineva iubit? E de ajuns să trebuiască să treci printr-o catastrofă? Sau să pierzi ceva? Că atunci imediat credința mișcă. Dar n-ar trebui să miște acolo nimic. Pentru că ea nu trece prin aceste valori. Ea este legată în direct de Dumnezeu. Ea trece dincolo de perdeaua din templu. Ea nu trece prin sănătatea mea, prin familia mea, prin credința, prin slujba care o am eu la biserică. Ea nu trece pe aici. Nu. Ea trece dincolo de perdeaua din templu și ea se ancorează acolo de Mântuitorul nostru. Nu înțeleg de ce mi s-a întâmplat așa ceva. Daniel a înțeles sau nu? A înțeles. Explică treaba asta în capitolul 9. Din pricina noastră, Doamne. Noi și părinții noștri suntem aici. Știu din mâna cui s-a întâmplat așa ceva. Noi nu ți-am fost credincioși. Noi nu te-am ascultat. Tu ești un Dumnezeu care ții legământul. Citiți capitolul 9, că el nu este altceva decât explicația pe care o are Daniel despre catastrofa care a avut loc la Ierusalim. Și citind această rugăciune, să învățăm să punem degetul pe rană, rana fiind noi, totdeauna relația noastră cu Dumnezeu. Ori de câte ori simțim ispita aceasta în suflet, da? Ne uita strâmb spre Dumnezeu. De ce, Doamne? Why me, Lord? Why not me, Lord? De ce, Doamne? De ce nu eu, adică? Pentru ce nu aș fi eu? Ce motive aș putea să aduc eu ca să nu fiu eu cel care suferă aceste lucruri? Acesta este obiectivul lui Dumnezeu în viața mea și a ta. Prin profesia ta, prin adunarea în care ești, familia, trecutul, prezentul sau viitorul tău, toate aceste lucruri operează în domeniul credinței tale. Doar asta e tot. E singurul lucru cu care să pleci de aici. Cine are și moare cu foarte multe jucării, e la fel de mort ca unul care n-a avut jucării. Nici o diferență nu este.
Singurul lucru cu care plecăm de aici. Și câteodată avem impresia că Dumnezeu nu intervine. Dumnezeu nu intervine? Serios? Dacă intervine. Dar ce ziceți? Când murea Ștefan, a intervenit Dumnezeu sau nu? Foarte palid ați răspuns. Atenție, când a murit Ștefan, când era omorât cu pietre, a intervenit Domnul Hristos sau n-a intervenit acolo? Da! Ziceți tare! Iisus nu a intervenit ca să devieze pietrele. Dați-mă, fraților, acolo. Dar s-a ridicat în picioare ca nu cumva să fie lovită credința acestei. Și el când a murit, a murit în plin triumf al credinței. Credința lui a supraviețuit bolovanilor. De ce? Pentru că el încheie cu această mesianică, cristică rugăciune. Nu ține în seamă, Doamne, păcatul celor care mă omoară. Wow, nu, pe noi doar ne-a vorbit și ce să spun, câte... Nu ține în seamă, Doamne, păcatul acestor oameni care mă omoară. Acesta este triumful credinței. La aceasta lucrează Dumnezeu în viața mea și în viața ta. Am auzit discutând de atâtea ori, de ce Dumnezeu îl păzește pe Cain și nu-l apără pe Abel, nu? L-a apărat pe Abel sau nu? Nu? Păi capitolul 11 din Evrei spune că l-a apărat, auziți. Zice că i-a primit darul ca să-l încredințeze în credință și mai tare. Să-i spună că este plăcut lui Dumnezeu, că este iubit și e primit. Păi ce folos dacă cineva ar fi câștigat tot pământul, dar și-a pierdut sufletul? Ce ar putea să dea? Așa că să nu te miri și să nu zici că nu intervine Dumnezeu în viața ta, că să vezi că așa și pe dincolo. Tocmai atunci intervine cel mai tare. Cel mai puternic. El lucrează la credința ta. Tu vei ieși din această încercare, poate bolnav, schilod, orb, fără nimic pe fața pământului, dar plin de credință. Ce folos dacă ai fi ieșit cu toate, dar despoiat de credință? La ce ți-ar fi folosit tot pământul, dacă îți rămânea ție la ce îți folosea? Dragii mei, aș dori să încheiem cu o ilustrație care ne este atât de comună. De acum când o să treceți pe lângă un IKEA, știți voi la magazinul de mobilă, de acum voi o să știți ceva. Patronul acestui magazin este un om ca și noi. Banii pe care îi face el sunt 19 miliarde pe an. Atâta face săracul. În jur de 19 miliarde de dolari pe an. El zice că este un fel de suedez scoțian. Adică este și zgârcit și este și ca un scoțian și este și foarte grijuliu ca un suedez. Zice, eu nu mă duc să mănânc undeva unde cred că toți clienții care cumpără de la mine, de la magazine, pe tot pământul, n-ar putea să ducă. Mă duc eu acum să fac vreun jaf când oamenii ăștia n-ar avea cum să fac. Singurele prostii pe care le fac, zice el, este că mai cumpăr câte o cămașă și câte o cravată, câteodată. Și mă mânc la câte un restaurant. Asta este tot. Altceva nu fac, spun eu. Dar aș vrea să spun ceva. Ceva care este de extremă importanță. El a început în 1943, deci avea 17 ani când a început el să vândă scăunele mobiluță din aceasta. Ambulant, primea cu scrisori, cu comenzi și așa mai departe. În 1965 vede un cetățean care cumpărase o masă și nu poate să o bage în mașină. Și un prieten de-al lui care era acolo zice, te învăț ceva, dar taie picioarele la masa asta. Și după aia poți să o bage. Păi de cum, frate, dacă o taie, am distrus-o. Ah, oh, și el când stă acolo, stai puțin. Dacă ăsta care a construit masa avea ideea, se facă niște picioare cu șuruburile, demontam aici, le puneam pachet, pac, și așa a apărut ideea mobile împachetate pentru prima dată în istorie. Și gata, omul deschide primul magazin în 1965. Se zice că fiecare al optulea cetățean al Europei este născut într-un pat făcut, îl cumpăra de la IKEA. Vă puteți imagina, un singur om este acolo. Dar vreau să vă spun că primul magazin pe care l-a deschis el a luat foc în noaptea în care a rămas să fie deschis a doua zi. A bătut vântul foarte puternic, a rupt reclama luminoasă care era în fața magazinului, fire electric și a făcut contact, a luat foc clădirea și a ars cenușa până jos. Și atunci, cum mai este astăzi? Păi foarte bine.
E ars magazinul, dar nu e ars ideea. Ideea a rămas. El a construit alte magazine. După cum vedeți voi că rar poți să treci pe undeva pe o autostradă sau unde vei merge în lume, în Anglia, spre exemplu, sau în Europa, în România, în București. Oriunde vei merge, vei vedea aceste magazine. Ale unui om căruia primul magazin i s-a făcut cenușă, dar ideea nu. Chiar dacă ar fi să se prăbușească tot ce avem, credința noastră în Dumnezeu să fie cel din urmă lucru care supraviețuiește. Asta să ne fie rugăciunea. Iisus a rugat pentru noi, m-am rugat să nu se piardă credința ta. Și noi să ne rugăm la fel, Doamne, dacă tot ce sunt și am s-ar face praf, n-ar rămâne chiar nimic, un singur lucru aș dori să trăiască după ce eu nu mai trăiesc, și anume credința mea să rămână în picioare. Asta e tot ce cer de la Dumnezeu. Aș vrea să închei prin a citi dintr-o istoria lui Gheorghe Șincai despre ultimele momente de pe podul de la Bosfor ale lui Constantin Brâncoveanu și cei patru copii ai lui care au fost decapitați și jupuiți acolo. El se adresează copiilor lui așa. Iată, tot ce am avut și orice am strâns am pierdut. Era desculț, era într-o cămașă lungă și era cu părul căzut bătrânul. Asta era tot ce însemna Constantin Brâncoveanu. Patru prinți domnitori care urmau să domnească peste țara românească erau dezbrăcați, desculți, sub condamnarea la moarte. Ministrul Genevei era în tribună. Sultanul aștepta decizia lor. Ultima hotărâre. Brâncoveanu spune, iată, tot ce am avut, am pierdut. Să nu ne pierdem în cai sufletele. Nu băgați de seamă de moarte. Priviți la Hristos. Cât a răbdat pentru noi și cu ce moarte de ocară a murit. Credeți tare într-o aceste lucruri și nu vă mișcați, nici nu vă clătiți din credința voastră pentru lumea aceasta. Și atunci a fost dat semnalul și au fost executați întâi copiii și apoi tata. Toate am pierdut, a spus el. Un singur lucru nu vom pierde. Aceasta să ne fie și nouă rugăciunea. În numele Domnului Iisus. Amin. Vă invit să ne rugăm. Venim înaintea ta, Tatăl nostru, și îți mulțumim pentru toate darurile cu care ai cupleșit și sufletul nostru. Dar dincolo de orice, vrem să-ți mulțumim pentru darul credinței care a putut primi darurile acestea. Te rugăm, Tatăl nostru, dacă va fi să suferim pierderi de orice fel, prigoniri, suferință, te rugăm în numele Domnului Iisus să ajuți ca credința noastră să supraviețuiască și să triumfe în numele Tău. Dacă s-ar pierde orice, Doamne, acest lucru singur să nu se piardă niciodată. Dă-ne puterea ca niciodată să nu alegem o scăpare cu prețul credinței noastre. Păstrează credința aceasta vie în sufletul nostru în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse, contăm pe rugăciunea Ta pentru noi. M-am rugat pentru Tine să nu se piardă credința Ta. Credem în această rugăciune, Doamne. Ea se împlinește și se va împlini cu fiecare dintre noi. Și îți mulțumim în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că darul acesta al credinței noastre, pe care l-a semănat Duhul Tău în inima noastră, domnește și va domni până la împlinirea credinței în împărăția Ta. Rămână harul Tău peste noi toți prin Domnul Iisus. Amin. Să luăm loc.
numele Domnului, încheiem închinarea noastră din seara asta cu cântarea Simt un dor nespus, Iisuse. Am greșit. Zor, deci că vine noapte. Da? Asta este? Da. Zor, deci că vine noapte. Îți mulțumim, Tată bun, că am mai poposit încă o dată la picioarele tale, că ne-ai vorbit, ni te-ai descoperit. În cine vom putea crede dacă nu cunoaștem? Și Tu ai făcut tot posibilul ca să ni te descoperi, prin cuvântul Tău, prin florile pe care le vedem și le admirăm, prin creațiunea care ne vorbește despre Tine, despre gingășia Ta, despre iubirea Ta. Amin. Prin revelația în Domnul Hristos, care în continuu ne învață, ne mustră, ne îndreaptă privirea către Tatăl, ne spune adevărul despre El. Sunt multe voci în lumea aceasta care mint, care sunt rezultatul înșelăciunii diavolului, care nu vrea să se știe adevărul despre Tine. Ajută-ne să ne adâncim privirile în această taină minunată care este dragostea lui Dumnezeu, eternă. Și nu numai atât, să putem spune și altora ceea ce am aflat despre Tine. Amin. Ajută-ne ca în fiecare experiență a vieții să învățăm mai mult despre Tine. Amin. Să ne ancorăm de Tine, să Te cunoaștem mai mult, să Te iubim mai mult. Amin. Să fim hotărâți să pierdem orice în această lume, dar să rămânem lângă Tine. Amin. Îți mulțumim că ne-ai pregătit un viitor și o nădejde. Ce mai contează tot ceea ce e în jurul nostru? Am dorit să fim împreună cu Tine și să ne bucurăm de prezența Ta, împreună cu copiii noștri și toți Amin. Care au dorit venirea Ta și întâlnirea cu Tine. Amin. Acum plecăm acasă și n-am dori. Am vrea să mai stăm de vorbă cu Tine, să ne mai spui ceva. Dar vom veni înapoi de dimineață și ne vom încărca din nou sufletele cu tezaurile
dragostei și adevărului tău. Fie pacea ta cu noi și ocrotirea ta cu fiecare dintre noi. Amin. Amin. Amin.